potrivit locatarilor, femeia a strâns în 4-5 luni de zile în jur de 5 metri cubi de gunoaie în propria locuință. Gunoaie pe care acum muncitorii au reușit să le scoată din casa femeii. Terorizați de mirosul cumplit și de priveliștea gunoaielor, vecinii povestesc scena când oamenii de la salubritate au început să care resturile menajere pe casa scării. Aproape 12 ore le-a luat să scoată gunoiul strâns de luni de zile în apartamentul unde femeia locuia singură. Voi, groaznic, nu mai spune, nu mai mă întrebați, că dacă eram mai sensibil așa m-am bolat de aici, când negru, muream. 6 oameni încărat de la 8 de seară până la 3 azi dimineață. Mult gunoi. Borabă, nu știu dacă vă zureți cât, Toni. Cărea tot timpul gunoaie și nu ne înțelegeam cu dumneavoastră. Am anunțat și administratorul, am anunțat poliția comunitară, am chemat și n-am avut ce să facem. Nu ne înțelegeam cu dumneavoastră deloc. Administratorul blocului XF18 din cartierul Crihala, unde locuiește femeia, spune că aceasta și-ar fi pierdut mințile de la un șoc emoțional. De atunci ar fi început calvarul pentru ea și pentru vecinii săi. Problema este de când a murit bărbasul. Bărbasul a murit acum câțiva ani de zile. Și ea a început să aduie. Deci a fost femeie ca lumea o perioadă. Dar acum așa s-a stricat la cap, ce să vă spun. Am chemat și poliția, am chemat și totul, a luat-o poliția, a dus-o la psihiatrie. Nu se poate rezolva. Rudele femeii nu se consideră vinovate de isprava acesteia. Nimeni nu a știut în ce condiții trăia până sâmbătă, când o nepoată i-a călcat pragul casei și a cuprins-o groaza. Nu a existat, nu se poate spune în cuvinte. Deci suntem șocați și noi ca și neam, deci nu am putut să realizăm că există așa ceva. Apartamentul în care a locuit femeia urmează acum să fie dezinfectat. Rudele spun că nu o vor mai lăsa singură în casă și se vor îngriji ca povestea mormanelor de gunoi strânse în apartament să nu se mai repete.